Lucrările de reabilitare a străzii Iuliu Maniu din Sighet sunt în plină desfășurare. Mâine se toarnă cel de-al doilea strat de asfalt. Prin urmare, în intervalul orar 8-16, traficul rutier în zone va fi restricționat după cum urmează. Strada Iuliu Maniu va fi închisă de la intersecția cu strada 22 decembrie până la intersecția cu Alexandru Ivasiuc, iar intersecția cu strada Mihai Viteazu va fi închisă. Strada Nicolae Titulescu va fi închisă pe porțiunea cuprinsă între intersecția cu strada Iuliu Maniu și strada Pintea Viteazul, iar intersecția cu strada Mihai Viteazu va fi închisă.